1, 2, 3, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, jandarmii timișoreni din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean, General Moise Groza Timiș, și cei din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Glad Voievod Timișoara au organizat Ziua Porților Deschise, un eveniment dedicat tuturor. Gruparea de Jandarmi Mobile Timișoara a deschis astăzi porțile instituției pentru cei care doresc să ne cunoască la noi acasă. Am pregătit o serie de momente și activități, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. Exerciții demonstrative, prezentare de tehnică, cățelușii jandarmeriei, tiroliană, traseu aplicativ, sunt doar câteva dintre surprizele de care cei mici s-au bucurat. Cel mai important, aceștia au avut oportunitatea să fie astăzi, de Ziua Porților Deschise, jandarmi juniori pentru o zi. Zeci de copii au avut ocazia să fie jandarmi pentru o zi. Sunt la jandarmerie. Da? Și ce fac jandarmi? Prind hoți, criminali. Și ce ai făcut aici până acum? Păi până acum am luat din pistoale, m-am uitat la scuturi și la cătușe. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Pistoalele. Doar pistoalele? Mai multe, ca scutul. Mai vii și la anul? Da, normal. Jandarmii au pregătit un program special, standuri și ateliere cu materiale și tehnică din dotare, exerciții demonstrative și dresaj canin. Jandarmeria Română a sărbătorit 174 de ani de parteneriat cu societatea civilă, dedicați siguranței cetățeanului.